Irina Columbeanu este cunoscută în România datorită părinților săi renumiți Irinel și Monica. Deși cei doi s-au despărțit, fica lor nu și-a uitat tatăl, alegând să-l viziteze în România de câte ori poate. Recent a fost în țara natală unde s-a distrat alături de părintele ei, apoi a călătorit prin Europa, poposind în Franța. Prima parte a copilăriei, Irina a petrecut-o în lumina reflectoarelor, apoi a plecat cu mama în America, unde fosta soția lui Irinel locuiește cu Mr. Pink. Irina Columbeanu s-a născut în 17 ianuarie 2007 și a crescut într-un mediu plin de opulență și notorietate. Tatăl său, Irinel Columbeanu, este o personalitate cunoscută în România, cu o carieră vastă în afaceri. Mama ei, Monica, este un fost model și vedete de televiziune, ceea ce a adus și mai multă atenție mediatică asupra familiei lor. De la o vârstă fragedă, Irina a fost obișnuită cu viața publică și cu lumina reflectoarelor, fiind subiectul multor articole de presă. În timp ce se află în Franța, Irina a postat o imagine cu ea în costum de baie pe rețelele sociale. Fica Monica și a lui Irina fenomenal pentru vârsta ei. Cu toate că Irina nu mai locuiește în România de câțiva ani, adolescenta a mărturisit recent că își amintește cu drag momentele petrecute în țara sa natală cu precădere perioada în care locuia la vila de la Izvorani. Îmi amintesc că era cea mai frumoasă casă din lume și chiar dacă nu mai este, sunt foarte recunoscătoare că am avut ocazia să locuiesc în ea. Acei 12 ani petrecuți acolo sunt memorabili, a mai spus ea.